Consilierii județeni s-au întrunit în prima ședință extraordinară, convocată de îndată din anul 2020. Pe ordinea de zi s-au aflat 4 proiecte de hotărâre aprobate cu majoritate de voturi. Bună ziua! Bună ziua, la mulți ani! La mulți ani, dragi consilieri județeni! Și bine ați venit la ședința extraordinară din 9 ianuarie 2020. V-am invitat pentru a putea să luăm decizie referitor la exercițiul financiar 2019, pe care dacă doriți să-l dezbatem, cu mare plăcere îl vom face în această ședință. Am constatat că sunt prezenți la ședința extraordinară 20 de consilieri județeni în funcție, din totalul de 31, drept pentru care ședința este statutară. Deci v-am propus completarea ordinii de zi cu proiectul numărul 4. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Una, pentru proiectul ordinii de zi a fost... Nu, sunt pentru, dar vreau, înainte să intrăm pe ordinea de zi și pe ședința propriu-zisă, dacă sunteți de acord și nu neapărat ca proiect de hotărâre, să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost domnul Sorin Danciu, directorul de la Cultură. Da. Dacă sunteți de acord. Da. Vă mulțumesc. Aș vrea să constat prezența a 21 de consilieri județeni în funcție prezenți, din totalul de 31. Prezența domnului Marcel Nuțu, s-o consemnăm. Da? Avem 21 de consilieri județeni în funcție din cei 31. Supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost completată cu proiectul numărul 4. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În vedere faptul că ședința este extraordinară și convocată de îndată, nu au fost organizate ședințe ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Județean, motiv pentru care o să dau citire titlului hotărârii, urmând ca pentru proiectul de hotărâre numărul 1, doamna director economic, să facă o susținere a materialului, pentru proiectul numărul 2, domnul președinte, domnul manager public Fulga, să fac o susținere. Pentru punctul numărul 3, domnul director al Direcției Județene, domnul Olteanu, să facă susținerea materialului. Și pentru punctul 4, de la DGASPC, domnul director Drăgănică sau doamna director Grosu, să facă susținerea materialului. Proiect de hotărâre numărul 1, privind acoperirea definitivă din excedent. Și încă ceva, la proiectul numărul 4, urmează ca propunerile venite din partea DGASPC-ului să fie supuse votului consilierilor județeni. Avem buletin de vot, se va vota în mod secret, este votul la persoană. Proiect de hotărâre numărul 1, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al județului Călăraș și a deficitului secțiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2019 și de validare a dispoziției președintelui Consiliului Județean Călăraș numărul 807 din 24-12-2019. Da. Discuții pe buget? Doamna Roșan, să fiți pregătite dacă sunt întrebări. Nu sunt. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2, privind modificarea tarifelor pentru contractul numărul 13.188 din 31.07.2019, privind delegarea gestiunii serviciului de operare a Centrului pentru Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliugară, Oltenița, Călăraș, transportul deșeurilor reziduale de la stație de transfer la depozitul de deșeuri nepericuloase Ciocănești, precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor menajere periculoase din județul Călăraș. Aici aș vrea să faci o introducere. Domnul Fulga, domnul manager al județului Călăraș, Fulga. Mulțumesc mult, bună ziua. Este vorba de o solicitare a operatorului de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor la Ciocănești, în baza hotărârii Guvernului numărul 935, care a apărut în monitor oficial 1010 din 16 decembrie, prin care s-a modificat, s-a majorat salariul minim brut pe economie în plată. În condițiile în care, conform ofertei tehnice și financiare, la semnarea contractului au venit cu un număr de angajați care
cu care funcționează cu plata salariului minim pe economie, muncitorii de la centru integrat, au solicitat o astfel de majorare a tarifului la depozitare, doar cu această componentă, creșterea salariului pentru angajații cu salariu minim. Am verificat documentația, este conform ofertei dânșilor, motiv pentru care a fost supus aprobării dumneavoastră. Am avut rugămintea către domnul președinte să inițieze acest proiect de hotărâre în ședința extraordinară, pentru că suntem presați de timp, în sensul în care dacă nu aprobăm până pe data de 15, când avem adunarea generală a asociațiilor Eco-Management Salubris, nu vom putea aproba nici modificările pentru colectare și transport, pentru că această modificare de tarif se va duce mai departe și la operatorii de colectare și transport, cărora trebuie să le aprobăm tarifele modificate pentru anul 2020, inclusiv cu CEP-ul, care acolo nu a fost modificat încă, pe care dumneavoastră l-ați aprobat la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă sunt întrebări? Am întrebări. Cât reprezintă din numărul total angajați în această sortare, depozitare și compostare? Ca procent. Cât sunt număr sunt și cât sunt cei care beneficiază de această majorare? Ca procent, peste 80% au salariul de necalificație. Peste 80% din cei care lucrează acolo, pentru că e vorba de cei care manevrează. Spre exemplu, pe instalația de sortare lucrează oameni care deșeul reciclabil vine pe o bandă de sortare, unde există și o sortare mecanică, adică un magnet care trage fierul separat, dar în mare parte activitatea e făcută de oameni care iau cu mâna deșeul separat și îl bagă pe niște găuri care cad în niște cutii. Total. Și nu asta ca procent, peste 80% din angajați sunt... Nu ați înțeles întrebarea. Sau poate n-am pus eu prea bine. Ca număr, totalul cât este? Număr de angajați. Nu știu numărul total, să vă spun acum. Cum știți? Când ați uitat pe materiale? Ba da, am verificat. 50, 70, 100, cât sunt? Sunt mai puțin de 100 de angajați. Dar... Cât sunt, doamne? Nu știu numărul acum total, dar adică la avem documentație. Pot comunica, vă pot comunica și organigrama de niciun stat de funcție. Vă spune și nouă, nu știm, să avem o imagine, n-am fost de acolo. A fost acolo, am văzut despre ce e vorba. Da. Aici ați prins și transportul, depozitare, șoferi, ăștia nu sunt necari la salariul minim. Șoferii nu sunt la salariul minim și nu se modifică salariul minim. Și cât sunt atunci? Vă întrebați, domnule, care e totalul? 90. 50, 70, 90. Nu știu, nu pot să vă dau un număr exact, adică sunt 72. Am înțeles, e limpede. Nu am reținut că nu m-a interesat numărul exact. De acord, m-am înțeles la numărul exact. Da, mulțumesc, mulțumesc, domnul Furga. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu neparticipare la vot a domnului consilier Cristi Marin, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3, privind modificarea statului de funcție al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călăraș. Discuție? Da, domnul Liviu. Am o întrebare pentru domnul director. Am văzut că, datorită faptului că am mai dat noi vreo două hotărârii în ședințele trecute, da, legat de biciclete și nu știu mai ce, ați mai cerut un număr de oameni. Nu, da. Sigur post. Transformat. Sigur post. Nu, el este pus în... În ce? În canigramă, peste statul de funcție. Nu, de solicităm un post. În organigramă, la ora aceasta? De 7 sunt... De ce nu i-ați angajat? Nu s-a justificat. O să vă explic și acum, apropo de urgență. Propun pentru o ședință următoare, analiza tuturor organigramelor. Domnul secretar. Propunerea domnului consilier Vladimir Urtejanu, vă rog frumos, toate subordonatele noastre sau direcții, da, să vedem, să propunem. Deci, domnul Vârtejanu, o propuneți pe tabletă să o primiți? Sau vreți informa scrisă? Nu, nu, ședința ordinară. Analiză. La diverse? La diverse, la prima ședință. O analiză a organigramelor. Exact. Și a Consiliului Județean? Un raport de activitate. Și a Consiliului Județean? Și a Consiliului Județean, da.
Ca să nu mai avem situații de genul... Okay. Ca să nu mai avem excedent la funcționare. Excedent de ce? Dumneavoastră ați forțat puțin nota, că n-am ajuns de doamna directoare economică, legat de primul punct. Ați rămas cu o întrebare nepusă? Da. Dacă vreți, stați să termină ședința și ne întoarcem la punctul numărul 1. Da. Da, mulțumesc, domnul Tean. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? O neparticipare, domnul Tălpeanu, da. Cu neparticipare la votul, în unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 3 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 4 pentru modificarea hotărârii numărul 67 din 2013 privind constituirea Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți. Există propuneri din partea inițiatorului, respectiv doamna Zamfir Tudora, reprezentant al ONG-ului, și doamna Strava Tincuța, psiholog clinician cu drept de liberă practică. Dacă sunt și alte propuneri, ele pot fi făcute. Dacă nu, urmează secretul tehnic să votați propunerile făcute printr-o modalitate de vot, este prin tăiere cu pixul, dacă nu sunteți de acord cu persoana. Da, mă, noroc că am venit că... Din legea bugetului s-a mai luat ședință extraordinară. Aș vrea să spunem în încheierea ședinței, doamna Mureșan, dumneavoastră ați venit și împreună cu domnul secretar și ați solicitat că legea bugetului a fost validată de președintele României și avem niște termeni în legea bugetului. Solicitați ca Consiliul Județean pe data de 21 să mai ține o ședință extraordinară până la ședința ordinară? Legea bugetului numărul 5 pe 2020, la articolul 6, n-am reținut aliniatul care se referă la repartizarea sumelor în procent de 6% din impozitul pe venit, estimat a fi încasat la bugetul de stat, în limita valorii de 27 de milioane de lei aproximativ, se repartizează în termen de 15 zile de la publicarea monitorului oficial. Legea a fost publicată în 6 ianuarie. 15 zile ajung în 21 ianuarie. Să fie odată cu... Se referă la repartizarea către... Ședința ordinară. Nu este timp pentru materiale pentru ordinară. Hai, domnule, lăsați, domnule. O armată de oameni, ce nu e timp. Chiar sunteți... Da? Păi o săptămână, da. Ce nu, vă facem această informare ca dorim să mai așa, convocăm o ședință extraordinară pe data de 21. Da, da. De aceea vă informăm. E vorba de repartiția sumelor către OAT-uri. După comunicarea Ministerului, Direcția de Finanțe are termen 5 zile să comunice către OAT-uri sumele cuvenite bugetelor locale și încă 5 zile pentru lucrul la hotărârea noastră de Consiliu de repartizare către OAT-uri. Noi am realizat corespondența de solicitare în scris către OAT-uri a solicitărilor dânșilor de cofinanțare proiecte și programe de dezvoltare locală, au termen de transmis la Consiliul Județean până luni 13 ianuarie. Le-ați trimis adrese pe toate, pe boateurilor pentru treaba asta? Le-am trimis cu termen 13 ianuarie să transmită către Consiliul Județean. Acum termenul de 15 expiră în 21. A apărut în monitor. A apărut în monitor, lege. Da. Lege, da. Nu trebuie să fie și în dezbatere publică, nu știu, erau niște termene, nu știu acum, dar... Bugetele locale, la rândul lor, tot în termenul de 15 zile de la publicarea legii, trebuie transmise în publicitate, deci bugetele fiecărui UAT. Acum acestea sunt hotărâri de surse la buget, până la publicarea bugetului local, în publicitate. Da.